A plecat din România de mai bine de 30 de ani, dar zilele trecute a ales să se întoarcă acasă, de data aceasta în județul Hunedoara, pentru a promova învățământul dual, dar și turismul autohton. Este vorba despre românul Ray Junius, care pregătește managerii din industria luxului la cea mai bună școală din lume, la Lausanne. Românul a transformat-o într-o universitate și a revoluționat conceptul de licență. Tocmai de aceea, mediul academic îl consideră un om al viitorului. Cine ați recomanda nouă românilor să facem concret pentru a putea promova mai mult și mai bine județul Hunedoara? Păi trei lucruri care spun de totdeauna, trei priorități. Prima, educație duală, a doua, educație duală și a treia, educație duală. Pe înțelesul celor de la casă care stau în fața televizorului, ce înseamnă educația duală? Când nu există frontieră între practică și teorie, când lucrezi într-o firmă, lucrezi, dar și înveți în același timp, când firma respectivă vrea să împărtășească cu tine cunoștințele și când statul are grijă să faciliteze aceste lucruri și să participe la proces. Asta înseamnă, adică înseamnă că dacă vrei să fii șef odată, începi cu a învăța cele celaltora să facă. Simplu. Cum vi s-a părut vizita în județul Hunedoara și o să reveniți? Eu am descoperit ceva mult mai important decât peisajele extraordinare, oamenii, da? Niște oameni extraordinari, cu mari ambiții, care vor să facă ceva. Am participat la o conferință cu un senator care era prezent, cu doi deputați, cu primarii și am avut impresia că chiar există o voință și trebuie să există și o voință mai mare de coagulare. Un mare susținător al învățământului dual este și hunedoreanca Natalia Intotero, deputat al Partidului Social-Democrat. A fost o cinste pentru noi hunedorenii să-l avem preț de două zile în județul nostru, așa cum spunea el, o perlă ca frumusețe a României, pe profesorul Ray Junius, care este cofondator al cele mai tari instituții de învățământ superior pe ospitalitate. În 92 a ales să plece în Elveția, dar acolo în Elveția a pus bazele formării în acest domeniu extraordinar al turismului, calificarea forței de muncă. Este o instituție care are o stea Michelin, deci copiii care ajung și învață acolo, în afară de faptul că descoperă toate tainele prin care ei devin buni manageri sau buni ospătari la cele mai renumite restaurante sau lanțuri hoteliere din întreaga lume, au și această calitate de a pregăti bucate extraordinare. Desigur, intenția mea, și sper să reușim să-l convingem pe Ray, să ajute județul nostru. Profesor Dr. Ray Florian Junius din Elveția este directorul executiv al unui grup elvețian activ în domeniul educației și al consultanței, cu sucursale în Elveția, România, Serbia și Cipru, membru al Camerei de Comerț Elveția-România, cofondator al Institutului Regal de Management al Ospitalității, doctor în științe tehnice la Universitatea Transilvania din Brașov, doctor în management la Universitatea din Lausanne, unde este încă profesor și autor a numeroase articole și cărți în domeniul ospitalității.